Dacă îl găsești în tine pe vreau, îl vei găsi și pe pot. Mi-am dorit foarte mult, la un moment dat în viața mea, să reușesc să am șansa să mă întorc înapoi acasă. Foarte multă informație era ochiometrică. Era așa, după, o explicai după ochi, nu după logică. Și dacă stai lângă 5 oameni deștepți, tu vei fi al șaselea. Eu te-am urmărit în ultima, de când a apărut Trip de Ucenic, ceea ce mi se pare, repet, o idee super, super, super inedită. Și foarte, da, o idee foarte bună. Bună ziua, domnule Cătălin. Bună ziua, Iulian. O plăcere și o bucurie să te avem la Bacău. Am avut o zi excelent împreună până la momentul ăsta. Mulțumesc, mulțumesc. Felicitări pentru așa determinarea ta. Eu țin să-ți spun că eu te-am urmărit în ultima, de când a apărut Trip de Ucenic, ceea ce mi se pare, repet, o idee super, super, super inedită. Și foarte, da, o idee foarte bună. Mai ales că, așa cum am povestit și în afara camerelor, majoritatea de persoane au impresia că a fi ucenicul cuiva sau a fi ucenic este un lucru care nu e atât da, de... cumva zici că nu e atât de, nu ai un grad atât de sus pus. Dar ucenic este cea mai frumoasă perioadă din cariera oricăruia. Pentru că este locul în care descoperi lumea, în care iei contact cu craftul, cu ceea ce faci. Și este locul în care înveți cel mai mult. Ai fost ucenic? Am fost ucenic. Câteodată, atunci când avem colegi care vin și vor să lucreze împreună cu noi și spun că au făcut doar un curs de câteva luni sau că nu au fost ucenici, este o bină neagră, este un punct în minus. Pentru că a fi ucenic înseamnă, știi, o casă nu o construiești de la geamuri, o construiești de la fundație. Da, și pe o bază foarte bună. Atunci, în perioada de ucenicie, descoperi ce înseamnă a fi cu bun simț, în primul rând. O disciplină, rânduială. Da. Înveți rânduiala din salon. Înveți tot ce se petrece într-un salon. Deci, fără experiența de ucenic, ești un coafor, poți să ajungi și unul bun, dar ești incomplet. Pot să spun că genul ăsta de a fi ucenic mă face puțin invidios. Mulțumesc. Da. Ca să-ți povestesc așa o situație pe scurt. În momentul în care mi-ai scris și ai zis, bă, felicitări, te urmăresc, eu eram pe stradă. Da. Îmi trimisese Răzvan Miron și Nelu, parcă îmi trimisese și am zis, ia. Și am intrat și apoi am, din serial, m-am uitat pe pagina ta de YouTube și am urmărit aproape toate... Mie nu mi-a venit să cred, am zis, da, Cătălin Lungu, stai să... Bă, direct am făcut screenshot, am pus pe grup, am zis, bă, voi sunteți nebuni? Nu, da, mă bucur mult că... Da, eu sunt noi nu, așa... Noi nu ne așteptam. Noi nu ne așteptam să prindă și să fie un concept atât de frumos îmbrățișat de colegii noștri. Și uite că... Ajungem. Eu mă consider în vârful lanțului trofic acum. Da. Știi? Pentru că, până să nu uităm, și un aspect foarte important, ești primul român profesor la Academia Vidal Sassoon. Așa a fost șansa, așa a lucrat cumva universul să am această oportunitate, această ocazie, dar... Adică nu primul angajat, primul profesor. Da. Da. Adică, băi... A fost un lucru care la fel mi l-am dorit foarte mult. Adică mi-am dorit, când am luat contact cu profesia asta, mi-am dorit să învăț de la cei mai buni. Păi, da. Este acea vorbă, nu am spus-o eu, au spus-o alții mai înainte, dar este un lucru foarte înțelept și aș vrea să-l spun. Știi, dacă stai lângă 5 oameni deștepți, tu vei fi al șaselea. Corect. Dacă stai lângă 5 oameni mediocri, tu vei fi al șaselea. Deci alegeți să înțelepți contextul în care te dezvolți și oamenii în care te alături. Iar eu mi-am dat seama încă de la o vârstă fragedă că dacă vrei să atingi și să faci performanțe foarte mari, trebuie să fii înconjurat de oamenii potriviți
și în locul potrivit. Iar ce asta a fost una din aspirațiile mele, să ajung să lucrez și să mă dezvolt alături de cei mai buni. Unde ori fi, dacă acei oameni erau în India, mă duceam în India după ei. E, de-aia mă aflu eu aici. Că pe același principiu încep să merg și eu. Trebuie să mă duc la cei mai buni. Tu știai de ei dinainte să pleci din țară? Nu. I-ai descoperit acolo? Am descoperit acolo. Am intrat în acest domeniu dintr-o pură întâmplare. Povestea este deja publică în mare parte, dar... Da, știm. Dar dintr-o întâmplare, pur și simplu, am făcut rost prin clasa 8-a de mașini de tuns. Mi-am tuns câțiva colegi, mai mult în glumă, fără nicio experiență. Ulterior am plecat în Marea Britanie, unde a trebuit să mă orientez către ceva. Fiind foarte tânăr, n-am fost primit la muncă, mai mult la școală. Și atunci am avut de ales ce să fac, să aleg o profesie. Și mi-am adus aminte că eu în clasa 8 am avut o mașină de tuns și mi-a plăcut experiența. Asta e. Deci nu a fost profesia asta nu este o profesie pe care eu am ales-o, ci ea m-a ales pe mine, aș putea să spun. Dar ce face diferența, cred că, între toți? Că, pentru că toți, cu adevărat, indiferent dacă, așa cum spuneam mai înainte, cred în muncă, nu în talent, da? Dar toți putem să ajungem să facem performanțe foarte mari dacă mindset-ul este potrivit. Deci aș putea să ajung la nivelul tău? Eu sunt convins că ăsta nu este un nivel neapărat greu de depășit, da? Dar ai putea să ajungi să faci lucruri extraordinare. Și fiecare dintre noi poate să ajungă să facă lucruri extraordinare. E vorba să ai, tot secretul este să ai mindset-ul potrivit. Să te uiți în oglindă și să spui, astăzi dau 100%. Dacă la sfârșitul zilei ai dat 80%, cine te-a ținut? De ce n-ai dat 100%? Care a fost motivul care... Ei le scrii pe file, analizezi și le corectezi. Da. Deci trebuie să ai un mindset potrivit. Pui munca necesară, pui timpul necesar. Noi toți avem așteptări să avem rezultate așa. Nu se poate. Și mai rău suntem de aia care nu știm ce vrem, dar vrem să se întâmple acum. Da. Nu se poate. Deci orice are un parcurs firesc, dar ce va face diferența este cât de determinat ești tu, cât de mult crezi tu în tine și în ceea ce vrei tu să obții. După ce te-ai înscris la acest curs, ai început să-i descoperi pe ei, pe cei de la Vidal Sassoon? Adică se auzeau că ei sunt... Am intrat în acest domeniu, da? Așa. Și bineînțeles că am zis că aveam așa niște gânduri dintr-astea mesianice, aș putea să spun, de când eram copil și tot timpul mă gândeam așa că nu știu pentru ce sunt bun, dacă sunt bun de ceva. Dar sunt convins că atunci când voi descoperi, îmi voi pune toate forțele, toată determinarea în acel lucru și îl voi face la cele mai bune abilități ale mele. La maxim cât pot să dau. Asta este rețeta. Și când am intrat în lucrul ăsta, am zis că dacă tot fac lucrul ăsta cu părul, măcar să încerc să o fac așa cum mi-am propus dintotdeauna, la cele mai bune abilități ale mele. Și intrând în domeniul ăsta, bineînțeles că am început să citesc un pic istoria coafiurii, am început să mă informez despre cei mai buni coafori ai tuturor timpurilor și bineînțeles că făcând studiul ăsta am ajuns să cunosc despre... Eu sunt în Londra, da. Ăștia cei mai buni, gata, mă duc la aici. Aici sunt. Și te-ai dus la ei la ușă și ai bătut la ușă? Da, m-am dus, am stat o perioadă, am început ca și barber prima dată inițial. Ca frizer, da? Barber e varianta posh a frizerului, să spun. Și am aplicat, mi-am depus CV-ul în toate școlile și în toate saloanele Sassoon de pe întreg teritoriul Marii Britanii. Și la scurt timp am fost contactat. Erau disponibile 3 posturi. 2 pentru colorist și un singur post pentru cutter, cei care tun. Și pe aceste 3 posturi au fost 183 de candidați din întreaga lume.
Wow. Și am avut șansa și norocul, Șansa și norocul și ai făcut treabă până la urmă, dacă ai tăiat bine. Să trec din interviu, până la urmă totul se rezumă la treci mai departe, tu poți să fii un foarte bun, foarte talentat, foarte muncitor, dar să nu ai o șansă să treci din interviu, de exemplu. Și atunci e în zadar. Deci am avut șansa și așa norocul să spun, să trec din interviu cu bine, să spun ceva ce a fost atractiv pentru să fac ceva ce a fost atractiv și a prezentat interes pentru companie și m-am prezentat la proba practică, să arăt ceea ce știu. Acolo ei nu vor neapărat să vadă abilitățile tale cât ești tu de bun, ci vor să te vadă dacă din punctul în care te afli tu, într-un termen de 5 luni de zile, te pot duce la nivelul la care au ei nevoie de tine. Și da, se pare că așa a fost universul și acum lucrat cumva ca să ajungă în compania asta. Asta în ce an se întâmpla? Asta se întâmplă în anul 2002. În 2002? La scurt timp după eclipsa. Da. Și în România, care era 2000. Nivelul de lucru? Nivelul de lucru în România l-am descoperit abia ani mai târziu. Vorbim despre perioada cu mult înainte de Facebook și de internet, da? În care dacă cumva aveai Mirc, da? Mirc. A fost prima platformă de socializare, da? De social media. Și spuneai că mircuiești, că tastezi de la tine de acasă, era adică ca și cum era așa o chestie. În vremea când am început, nu am descoperit, nu prea știam mare lucru despre ce se întâmplă acasă. Am aflat, în 2007 am aflat, când au început să vină, bineînțeles, 2007 deja internetul prinsese un pic de amploare, prin 2009, așa, 8, 2009, deja Facebook-ul a început să fie popular. Da? Am înțeles, noi eram pe Hi5. Nu la noi, la noi acasă, din ce știu, era o altă rețea de socializare, Hi5. Era Hi5, da. O variantă, da. Aceeași poveste, plus minus. Și în 2007 au început să vină foarte mulți români în Marea Britanie la studiu, la Academia Sassoon. Și politica companiei spunea că dacă un profesor vorbește limba grupului, va prelua grupa pentru a îndepărta bariera de limbă. Câți ani aveai atunci, scuze? 27 de ani, 20. La 27 de ani tu deja erai profesor. Da. Am lucrat în, prima dată am lucrat în Covent Garden. Am intrat în saloanele Sassoon după perioada mea de training. Da? Am intrat în Covent Garden. Iar după un an și ceva de lucrat în saloanele lor, deci am avut o perioadă de 6 luni de training, classic training, după aia am intrat în Covent Garden, timp în care mi-am dat, să zic așa, un alt test, se creamă creative training, iar după aia am intrat și am făcut teaching training o perioadă și ulterior am intrat în școlile Sassoon. Am lucrat, cel mai mult am fost în Grosvenor Street, acum și-au mutat un pic adresa, era unde se ținea diploma, cursul diploma, salon creativ și academie. De 2007 a deschis o altă etapă în dezvoltarea tuturor. Și cel puțin, în mod de a românilor. Pentru că până în 2007, în Marea Britanie veneai doar cu viză. Așa. Iar din 2007 s-au ridicat vizele pentru Marea Britanie și au început să vină toți liberi. Și atunci au descoperit Salon Internațional, cel mai mare eveniment în domeniul nostru, de la Londra. Și am început să cunosc foarte mulți români. Și mă gândesc că cei care veneau să facă studii acolo din România erau cei mai buni de aici. Majoritatea. Și nu erau tineri ca să ajungi cei mai buni aici. Da. A fost un monopol. În ceea ce privește în țara noastră, a fost o perioadă foarte mare de timp, au fost câteva centre de educație foarte puține și au ținut monopolul asupra tot ce se întâmplă în țară. Dar ce am vrut eu să ating e că
ce elita din României, da, trebuiau să aibă o anumită vârstă ca să fie bun în România. Și deci, au ajuns și au dat de tine la 27 de ani, da, acolo. Da. Deci, cum a fost impactul ăsta? Deci ca să imaginează-ți numai așa, da? Un coafor care nu e un coafor foarte priceput. Nu ești un coafor, un hairstylist foarte priceput, nu ai foarte mulți clienți, situația financiară nu-ți prea permite, să spun așa. Când ești un coafor, un hairstylist bun, ai situația, ai un salon, te-ai implicat în diverse activități, ai o altă experiență și atunci îți permiți altfel lucrurile. Da. Deci, în general, veneau coaforii cu experiență, care își permiteau anumite servicii de genul ăsta. Deci, da, într-adevăr, au venit cam cei mai titrați coafori și trainer de la vremea respectivă. Și mă gândesc că nu erau tineri. Asta și nu erau tineri, da. Asta a fost și un impact foarte mare, pentru că se loveau de un tânăr de 27 de ani, care cei mai mulți mă confundau cu... Și tu ai venit la curs aici sau... Nu, astăzi o să lucrăm împreună. Și ăla a fost un moment pentru mine când mi-am dat seama că e o bună șansă pentru mine să mă întorc acasă. Am spus că... Te-ai întors din patriotism, mă, România și merită informație. M-am întors așa, eu am locuit 13 ani în Marea Britanie. Și m-am întors pentru că, în primul rând, nu mă vedeam acolo pentru totdeauna. Mi-am dorit foarte mult, la un moment dat în viața mea, să reușesc să am șansa să mă întorc înapoi acasă. Iar 2007 a fost momentul în care mi-am dat seama de oportunitate. Acolo trebuie lucrat puțin. Și vreau acasă, îmi doresc să trăiesc acasă, după atâta timp. Și da, eu o cer, eu o nevoie. Și atunci am hotărât să vin acasă. Am venit, oricum am venit 2 ani mai târziu. Am venit pe 29 noiembrie 2009. O ții minte ziua. 29 noiembrie 2009 am venit acasă. Și imediat cum am venit acasă, bine, am venit cu planul gata făcut. Știam exact ce am de făcut. Deci când am ajuns acasă, joi am ajuns în București, vineri eram în studio, făceam casting pentru modelii, deja am pusese la punct totul din Anglia. Am pus la punct modelul. Deci foarte organizat ai fost așa. Da. Am atins pământul în fugă. N-am stat să mă duc, să mă relaxez în concediu. Nu. Am ajuns acasă, a doua zi cum am ajuns, am plecat la Iași. Cu prietenul nostru Miron. Cu Răzvan, da. Cu Răzvan. Răzvan este unul dintre... Înainte de a fi colegul meu, este un bun, foarte bun prieten. E o persoană care mi este foarte dragă și un foarte bun prieten. Cu el m-am întâlnit înaintea tuturor, m-am împrietenit încă de pe vremea când, cred că în 2006 m-am văzut cu el prima dată, sau 2007, nu mai țin minte exact. Eram la Salon Internațional și eu eram cu echipa Sasun, îmi pregăteam modele pentru spectacol și atunci m-am cunoscut, m-am auzit că vorbesc român. Da, a fost așa pentru că le-a povestit. Da, a fost așa. Și bă, ești român și de aici ne-am împrietenit, am ținut legătura și am colaborat cu o companie care el la rândul lui colabora aici în România. Am luat legătura cu toții. Ne-am pus de acord comun și am dat drumul la treabă. În 2009, când am de acasă, am început. Vom venea, Răzvan, că la Sasun aveai modele pe scenă, dar nu apăreau numele tău. Da. Cum a fost asta? Tot timpul, deci totul se petrece sub umbrela Sasun. Este și normal până la urmă. Da. Tu ești în cadrul companiei, totul se întâmplă sub umbrela companiei. Munca ta rămâne acolo. Să muncești și să ajungi în vârf. Când mai ai timp și de viață? Că tu, slavă Domnului, ai 2 copii frumoși. Da. Adică ești... Probabil că am luat așa cumva viața în piept de tânăr, de copil.
Nu mai mult de atât, că fiica noastră cea mare are acuș 18 ani. Felicitări! Deci, când eram acolo, ea era printre picioarele noastre. Și atunci, probabil că n-am pus atât de mult accent pe greutățile cu care ne confruntam și cu lipsurile și nevoile pe care le aveam. Am alergat așa pe toate fronturile. Adevărat este că, da, pentru a face performanță, n-aș fi putut să fac ceva dacă nu aș fi făcut-o pentru performanță. Mai bine nu o fac deloc. Da. Dar am avut așa toată susținerea din punctul ăsta de vedere, pentru că, într-adevăr, am fost foarte mult timp plecat, am lipsit foarte mult timp din viața lor și... Dar familia era în România și tu erai acolo? Era, sau erați toți acolo? Nu, soția mea a venit și ea în Marea Britanie. Și ați povestit o perioadă da, pe Mirc? Da, bine, suntem înainte de Mirc. Deci suntem de când eram... Înainte de Mirc. Înainte de Mirc. Noi suntem de când eram copii, practic. Uai, ce suntem fain. Suntem de 22 de ani, 23 de ani. Mulți înainte, da. Da, eu am 40. Da? Deci, abia am primit 40. Copil de 18 ani, 23 de ani. Și imaginați-vă că am vreo 50. Nu, am doar 40 deocamdată. Un pic ai luat așa da. În fugă toate. Inconștiența aia și hai, adrenalina nu m-au lăsat să-mi dau seama de... Ai avut concedii vreodată? Sincer, uite, îți spun, ideea de concediu a fost așa o chestie abstractă pentru mine. Ce? Nu am avut foarte mulți ani, nu am avut... Alții își programau concediu, du-te încolo, du-te încoace. Eu am muncit foarte mult. Tu când ai plecat în Anglia, nu ai plecat cu gând să lucrezi în domeniu și din ce am auzit, nu știu sigur, nu ai ajuns nici ușor acolo. Nu. Păi, pe vremea respectivă nu era cu vize, că acum te pui la avion și ai plecat. Era fugită din țară. Era fugită din țară, da. Și așa am ajuns și eu. După multe eșecuri. Eșecuri și peripeții. Da, eșecuri și peripeții. În final am ajuns, am luat harta, m-am uitat și mi-am dat seama că sunt pe o insulă. Cum, acum eu sunt pe o insulă aici? Dar 97, adică nu mult după Revoluție, oricum. Și vedeai lumea care vine de afară, erau schimbați, erau... Dom'le, de unde vin ăștia? De unde pleacă și unde vin? Hai și noi. Și am plecat cu un coleg din clasă, din bancă, am plecat împreună. Ai zis, hai. Da, de câteva ori ne-au prins, ne-au trimis, ne-au, oricum, peripeții. Dar în final am ajuns în Marea Britanie. Și v-au prins la graniță și v-au trimis înapoi în România? De mai multe ori, da. De mai multe ori. Cred că aveau postere cu voi. Da. Dacă-i vedeți. În Austria, de exemplu, mai avem. În Germania nu aveam voie să mai intrăm. În Austria nu aveam voie să mai intrăm. A, și voi doar ați vrut să ajungeți în Anglia? Altceva nu, nici n-am vrut să ajungem. Inițial am vrut să ajungem în partea asta, Europei, Italia, Franța. Era o chestie foarte exotică să ajungi în Italia, de exemplu, la vremea aia. Era așa, Italia, erau... Acum eu... Poate ai fi fost un alt fel de hairstylist, erai pe stilul ăsta, da. De Milano. Da, da. Dar adevărul, când am ajuns în Anglia, am deschis așa ochii în jurul meu, am zis că da, ăsta e locul care mi se potrivește cel mai mult. Stilul de viață, aerul, atmosfera, ăsta-s eu, aici mă găsesc bine. Da, și totuși ai revenit. Am revenit, da. Și ai revenit... Nu ai preferat capitală. Da. Nu ai preferat cea de-a doua capitală, Clujul. Nu. Nu ai preferat cea de-a treia capitală, Iașu, deși ai cochetat un pic cu am Iașu. Am stat în Iași, da. Am stat 3 ani de zile în Iași. 2 ani și ceva am stat în Iași. Nu am cochetat cu București. Cu toate că am avut oportunitatea să vin în București și am avut foarte multe și oportunități și oferte și... Dar eu am locuit în orașe mari, aglomerate, trafic, agitații foarte mare și am preferat un oraș în care să fie așa o balanță între viața mea personală și viața mea profesională. Iar, de exemplu, Bacău, da, eu sunt din Bacău, e un oraș în care locuiesc undeva în afara orașului, într-o zonă foarte liniștită, foarte puțin vecini, undeva aproape de pădure, o zonă spectaculoasă. Am totul la 5 minute distanță, da? Adică școala copiilor, salonul, totul e la proxima mea.
Deci sunt, e foarte ușor să... Salonul, da, nu mai vreau mai multe puncte, da, acum de salon. Și da, la 5 minute distanță. Totul e aici la 5 minute. Aici totul la 5 minute distanță. Și e o viață, calitatea vieții este cu mult mai bună decât într-un oraș mare. Eu am trăit în orașe mari care îți oferă orice altceva, dar mai puțin o viață așa liniștită, confortabilă și la îndemână. Eu când am ajuns în țară, toată lumea vorbea despre 45 de grade adânc interior, adânc exterior. Asta era toată informația despre care, deci nu exista ideea de linii, de graduare, de treaptă, de formă pătrată, rotund, triunghiulară. Și atunci au trebuit să dărâmăm așa niște mituri. Da? Și să, ok, ăsta este tunsul. Asta înseamnă linii, asta înseamnă graduare, asta înseamnă treaptă. Așa se fac formele. Asta se întâmplă când ridici părul. Asta se întâmplă când direcționezi părul. Și am luat toate miturile care erau existente și foarte multă informație era ochiometrică. Era așa, după, o explicai după ochi, nu după logică. Da? Da, și tu încercai să bagi logică. Și noi încercam să arătăm cum funcționează mecanismul ăsta, care e rațiunea din spatele tunsului, ce înseamnă când ridici părul, ce înseamnă să explicăm, să înțelegi ce se întâmplă cu părul cu adevărat. Eu nu am urmărit neapărat succesul, ci am urmărit să fac ceva la cele mai înalte standarde, la cele mai bune abilități ale mele. Iar cei de acasă au trebuit să se alinieze în spatele meu cumva să mă susțină. Dar știi cum e, acum sunt ani de zile în care am adevărat că a trebuit să plec. Dar acum ne putem bucura un pic de... A venit și rezultatele. A venit și rezultatele și vine și această bucurie de a totuși avea timp să petrecem împreună. Și totuși la o vârstă la care da, suntem încă tineri. Încă, da. Da. Încă, deci da. Știi cum e, eu vorbesc, mai bine muncești ca un... bătrân, nu, mai bine te comporți ca un bătrân la tinerețe și ca un tânăr la bătrânețe, decât ca un tânăr la tinerețe și un bătrân la bătrânețe. Știi? Adică în sensul în care, fă acum cât poți. Cât ai energie. Cât ai energia, cât ai capacitatea de a învăța, de a te dezvolta, tragi acum. Că nu ai să mai poți să tragi cu aceeași ardoare, cu aceeași determinare, cu aceeași pasiune, cu aceeași forță mai târziu. Tragi acum, așează-ți totul. Da, asta nu-i nimic. Acum picură un pic, știi? Acum știi că la început muncești și picură. Și așa trebuie să pic. Dar după aia, după ce ai muncit și ai căpătat experiență și ai căpătat teren așa, muncești puțin și curge. Știi? Acum ești la momentul în care poți să te bucuri un pic și de libertate, și de familie, și de orice altceva. Cum te vezi la 80 de ani? 80 de ani? Wow! Ce... Da, să ajungem până la 80 de ani. Da. Adică te vezi tot în salon cu un ucenic, cu ceva. Trebuie să fiu super realist, adică și super... Nu mă văd, de exemplu... Aș ieși din zona asta în care trebuie să organizez orice. Probabil că, hai să zic, la 80 de ani sigur n-o să, la 80 de ani o să mă uit așa nostalgic. O să povestim, la nepoți. Cărarea, nu, da. Tăietura oglindește cărarea și după mai dorm da. Un pic. Da, deci nu. Dar să zic așa, cel mai mult cred că m-aș vedea în domeniul ăsta, să zic, nu știu, până... M-aș vedea până când pot, până, știi, păi până, aia, să, nu, de fapt, până să nu devii penibil. Știi, să ajung să... Dar cred că m-aș întoarce doar la strict la pasiune. Mi-ar place să mă întorc doar la pasiune. Să fie strict pasiune, adică să așez ceva pe scaunul meu și să nu mai trebuiască să mă plătească. Nu trebuie să... Și să-i fac cam cum vreau eu, cam ce vreau eu. Cam... Și până la ce vârstă vrei să-ți găsești ucenicul ăla care să-i lași toată moștenirea ta? Atâția, dacă ai ști câți ucenici am avut și câți ucenici au moștenirea asta, deci mă bucur că nu este doar unul singur, sunt foarte mulți colegi care am lucrat, atât din afară, țări, dar foarte mulți de aici, de acasă, care au performanțe foarte mari, îi urmăresc pe Facebook, îi urmăresc pe rețelele de socializare și văd că au performanțe și pe mulți își aud când vorbesc, ce vorbesc
Și văd că au luat foarte multe lucruri de la noi și asta e o satisfacție foarte mare. Eu acum, pentru că prin prisma acestei emisiuni tot umblu, da, și mă întâlnesc, cam astea-s poveștile, nu... Cam toată lumea s-a intersectat undeva cu tine. Deci cam așa toți. Din, și să spui asta despre o țară, despre un domeniu dintr-o țară, un domeniu... Bast, destul, da, bast. E super interesant. Toată lumea, bă, undeva te-ai întâlnit cu Cătălin Lungu. Dacă cineva a reușit undeva, undeva a fost și Cătălin. Da. Este, da, un lucru mare. Da, e un lucru mare. Mulțumim Dumnezeu că am avut așa șansa să punem umărul și să contribuim, da? Să contribuim la dezvoltarea. Pentru că în ultimii, sunt de 11 ani acasă și eu știu de unde a pornit totul, de unde nu era mai nimic și mai nimeni. Și văd totuși așa o industrie care s-a dezvoltat foarte frumos, foarte bine și am așa bucuria mea că undeva am pus și noi umărul și am contribuit într-o părticică mică la dezvoltarea ei, ceea ce ne da așa o liniște sufletească și o mulțumire. Viitoarele tale proiecte, dacă ai ceva proiecte care... Viitoarele mele proiecte. Am luat așa, am trecut, sunt genul de persoană sau coafor sau hairstylist, care am trecut prin toate etapele profesiei și toate la timpul lor. Cumva. Dar am avut perioada mea de ucenicie, am fost junior stylist, am ajuns senior stylist, am avut profesor și așa mai departe. Și cumva am vrut să trec prin toate etapele profesiei astea, să am o experiență foarte vastă în ceea ce presupune acest domeniu. Și munca mea nu s-a rezumat doar la salon. Probabil că munca mea are legătură cu salonul undeva la 20%. Da? Munca mea are legătură mai mult în zona asta de educație. Aici a fost punctul nostru forte. Dar am trecut prin toate etapele acestei profesii și unul dintre planurile mele de viitor, la care lucrăm de ceva timp, adevărul că nici nu ne-am grăbit. Știu că poate să pare așa un clișeu că toată lumea face, dar noi vorbim, cei care mă știu, știu că vorbesc de foarte mult timp de lucrul ăsta. Lucrăm la un manual, dar la un manual, așa, după cum îl înțelegem noi, din toată experiența asta pe care am acumulat-o și cu toți care am avut ocazia să lucrez și au făcut diferența în gândirea mea despre profesia asta, am luat câte ceva și vrem să lucrăm la un manual care să vină în sprijinul coaforilor din țară și probabil asta să fie lucru pe care să-l las mai departe în urma noastră. Nu mă văd ajungând la 70 de ani să tund părul. Probabil că nici nu va mai fi atractiv, nu poate, va mai băga nimeni în seamă. Poate pe atunci o să bagi în școală, o să faci materia asta, o faci, da, în școală. Dar probabil că asta, deci asta este unul dintre ele. Iar pentru perioada următoare, când încă suntem în putere, că încă suntem în forță și încă pasiunea e vie și flacăra e aprinsă, pe partea de ce înseamnă educație, venim cu ceva un pic inedit, în care am reușit în această perioadă să construim undeva în Bacău o zonă destinată studenților noștri, care combină așa un pic zona asta de relaxare și studiu. Școala altfel. O școală altfel, da. Este vorba de o facultate în care au foarte multe... Da, n-aș vrea să divulg foarte multe facultate. Nu. Ideea e că urmează o școală. Da, urmează o școală un pic altfel. Deci cei care vor veni nu vin doar pentru studiu, dar vor veni și pentru un mod inedit de a te relaxa și a învăța în același timp. Ca și coleg din domeniu, da? Te inspiră cineva? Toți mă inspiră. Deci eu sunt genul de persoană care mă uit la toți.
Da, pentru că nu știi niciodată cine poate să scoată ceva, o vorbă foarte, care îți schimbă sensul vieții. Da? Poate să spună, și nu are importanță neapărat din nivelul lui de experiență, poate să fie cei mai mari artiști sau poate să fie colegul meu. Deci sunt atent la oricine, învăț de la oricine. Eu sunt încă ești un observator foarte bun. Încă un ucenic. Mă consider încă un ucenic, da. Deci este foarte... Atunci când în momentul în care tu consideri că gata, surse de inspirație îți găsești numai pe altă planetă, probabil că e timpul să te lași, să pui punct, să pui foarte cum pui și ai atins-o. Ai cam terminat. Da. Da, nu. Eu ca și surse de inspirație rămân deschis și atent la tot ce se întâmplă în jurul meu. Care ar fi sfatul zilei? Pentru oricine, pentru mine, pentru urmăritori, pentru oricine. Care ar fi sfatul zilei? Sfatul zilei? Da. În primul rând, să plecăm de la o vorbă care am spus-o de ceva, cu ceva timp în urmă și a rămas așa agățată de mine. Trebuie să crezi cu adevărat. Cu adevărat trebuie să crezi că totul e posibil. Și niciodată să nu accepți mai puțin din partea ta. Deci, tu ești sincer cu tine, nu accepți niciodată mai puțin din partea ta. Tragi maxim posibil. Și un alt lucru pe care aș putea să-l spun este că, de aia ziceam, succesul și performanța e un mindset. E cum îți setezi tu prioritățile și gândurile. Dacă îl găsești în tine pe vreau, îl vei găsi și pe pot. Perfect. Da? Perfect. Toți putem, dar nu toți vrem. Toți avem capacitate. Toți putem să reușim, dar nu toți vrem. Nu toți vrem să punem munca necesară, să sacrificăm plăcerile noastre. Da? Deci dacă îl găsești pe vreau, hai să-l tot găsești rezolvat. Pe pot. Sigur că da. Mă bucur că am ajuns să te cunosc, că am ajuns să lucrăm un pic împreună. Îți mulțumim că ne-ai primit. Și eu îți mulțumesc, Iulian. Și... o plăcere și o bucurie și susțin foarte mult proiectul ăsta. Din prima, de cum am văzut, am spus, deci este genială ideea, trip de ucenic, este atât de sugestiv totul și îmi doresc mult de tot să rămâi așa, indiferent de ce obstacole și ce vei întâmpina, să rămâi totuși în ideea asta, pentru că asta a devenit deja un brand, da? Cel puțin în lumea celor care te cunoaștem, am început să te cunoaștem din această industrie, a devenit un brand. Ce-aș schimba eu, dacă ar fi să spun așa, da, să mă văd în locul tău, dacă aș fi să ving ceva, probabil că nu m-aș rezuma. Asta ar trebui să devină ceva atât de general și atât de mare, că n-ar trebui să rezume doar la domeniul ăsta. Artă se poate face din orice, și în bucătărie, și în orice profesie făcută la cel mai înalt nivel, este nevoie să faci un trip de ucenic. Am zis că să începem cu oamenii cei mai de calitate și cei mai apropiați nouă. Da. Și ucenic, eu știu să fiu prima dată ucenic în salon. După aia vedem noi pe unde ajungem, că ajungem și pe la Nelu care face farfici. Exact. Ajungem și pe la alții care fac uleiuri sau produse pentru barbă, ajungem și în fabrici, cine știe. Exact. Pe unde putem ajunge. Asta a devenit un brand și îmi doresc așa să-l văd să fie așa o... Dar asta e tot datorită vouă, celor care sunteți în domeniu și ne susțineți, oamenilor mari, în domeniu voi ne încurajați. Și dacă voi ne primiți, noi venim oriunde. Că, nu? În primul rând, știi, e vorba, da, așa este, noi rezonăm cu tine, da? E foarte important să rezonăm. Corect. Da? Ai o energie foarte bună, ai așa un zâmbet al tău, o carismă foarte plăcută și nu știu dacă ar putea cineva să-ți țină ușa închisă. Așa că, da? Și dacă ți-ar ține ușa închisă, nu știi ce pierde. Da, eu bat și la geam, nu-i problemă. Ba, păi asta este, vezi? Mindset-ul, să fii determinat. Eu îți mulțumesc frumos, eu bucur să te cunosc. O plăcere, o bucurie și îți doresc mult succes din tot sufletul pe mai departe, Iulian. Și o plăcere. Îți mulțumesc din suflet. Like, share, subscribe. Mulțumim frumos.